la dispoziție articolul 34, alineatul 1, care a dat preeliberare în ordonanța de urgență a numărului 57 pe 2019, și a dispoziție primarul comunei Argelea numărul 65-95, a fost subrogat pentru lucrările de la ședința ordinară de astăzi. Din cei 110 consilieri locali care compun consiliul local, sunt prezenți toți 11. Așa. Având în vedere prevederea articolului 38 al alineatului 15, supun spre aprobare procesul verbal inițiat la ședința anterioară. Cine este pentru? Potrivă? Deci procesul verbal a fost adoptat cu unanimitate. La ședință particular, domnul de la Institut TV, deoarece este alarea se primăriei care trebuie să prezinte rapoartele de specialitate, mi-am mai convocat, dat fiind spre situația de alertă, ca să evităm aglomerația. Da, după cum știți, materialele au fost puse din toate inițiative comisiei, așa că nu i-am mai invitat. Acum, vă rog, în concordare cu prevederea articolului 23 al alineatul 1, din 9G57, să facem propuneri pentru a reuni de președinte ședință pentru următoarea 3 luni. Cine face propuneri? Domnul Moise. Un pic, doamnă, ai nevoie. Mai sunt și alte propuneri? Da. Dacă tot acolo, foarte bine. Da. Deci, atunci, doamna, supun spre aprobare. Cine este? Deci, unanimitate, doamna, să întrebați comisarul. Mulțumesc pentru încrederea acordată și promit că voi conduce lucrările ședinței conform normelor legale și democratice. Sunt de citire ordinei de zi. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de finanțe de la anul 2020, inițiator primar Victoria ONU. Proiectul de hotărâre este împărțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează toate cele trei comisii. 2. Proiect de hotărâre privind construirea și dotarea cămin cultural în sat Ardelan, județul Bacău. Inițiator primar Victor Diacon. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate referatul de aprobarea al primarului, comisia care avizează, comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement, la diverse. Dacă mai sunt și alte proiecte de hotărâre de introdus în ordinea de zi, nu. Supun spre aprobare ordinea de zi în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva. Intrăm în ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru trimestrul 2 al anului 2020. Avize Comisia pentru Programare, Dezvoltare Economică Socială, Buget, Finanțe, Administrare și Privat al Comunului Agricultură, Gospodărie, doamna Anica Gabriela, președinte al Comisiei. Comisia avizează favorabil. Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, domnul Macadam. Avizează favorabil. Comisia pentru Administrație Publică Juridică, aprobarea ordinii și liniște publice a drepturilor cetățenilor, domnul Rusu Alexandru. A, aprobați. Da. Materialele au fost analizate și dezbătute de comisii. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotriva, abține. Se trece la următorul punct al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind construirea și dotare cămin cultural în sat Ardeoan, județul Bacău. Aviz Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement, domnul Adam Bogdan, președinte. Comisia vizează favorabil. Așa. La prima materialul a fost discutată ședințele pe comisii, deci supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotriva, abține. Avizezul, dacă dorește cineva. Fiind depuizate toate problemele la ordinea de zi, declar închise lucrările ședinței. Mulțumim.